Bună seara, dragilor! Numele meu este Diana și astăzi vreau să vă învăț să faceți o felicitare simplă cu motive de Crăciun. De ce am ales acest lucru? Deoarece, din păcate, tehnologia din zilele noastre a înlocuit cu succes o scrisoare sau o felicitare. Oamenii din ziua de astăzi preferă să trimite e-mail-uri sau să scrie mesaje pe Messenger decât să-și exprime sentimentele prin intermediul unei scrisori sau al unei felicitări. Haideți așadar să vedem care sunt pașii pentru a crea o felicitare simplă. Pentru aceasta vom avea nevoie de un carton ivoar, carton roșu, perforatoare, steluțe decorative, foarfe călipici, pernuțe adezive și fundițe din satin. Vom îndoi cartonul ivoar la dimensiunile 10x15, aceasta va fi baza felicitării noastre, iar cu ajutorul perforatorului vom perfora crenguțe de Crăciun. Iar cu ajutorul acestui micuț vom perfora câțiva fulgi de nea pentru a-i folosi ca decor. Nevoie de multă îndemânare și mai ales de multă răbdare, deoarece este necesar să decupăm destul de mulți fulgi și destul de multe crenguțe. În final, vom obține o felicitare precum aceasta, pe care o puteți trimite celor dragi, alături de un gând bun de sărbători. Sper ca prin intermediul acestui tutorial să putem reînvia multa scrisorilor și a felicitărilor, și sper ca toți oamenii să-și exprime mult mai ușor sentimentele. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă urez sărbători fericite alături de cei dragi.